Urmează Claudiu Gămulescu, un cunoscut deja pentru mediul de afaceri mureșan prin Online Business Forum de anul trecut. N-o să mai spun mai multe cuvinte pentru că de asta în întârziere. Claudiu, ai cuvântul. Ok. Numai un pic că am o problemă cu Zoom-ul. Ok, să sperăm că e bine. Mă numesc Claudiu Gămulescu, într-adevăr am mai fost în Mureș anul trecut, am organizat Online Business Forum. Îi mulțumesc lui Andy că m-a precedat cu niște exemple foarte creative, pentru că și eu o să continui pe aceeași linie. O să merg mai mult să vă dau niște exemple creative, 10 la număr, despre ceea ce se poate face în online. Când vorbesc despre online, dacă mă gândesc la mine și la cei deja pe 12 ani de când sunt în domeniul ăsta, my life back. Online este un mediu care solicită foarte mult. Te transpune, te duce în altă direcție și mai mult de atâta, dacă stai prea mult, I want my wife back. Și al treilea, nu l-am mai pus. Ok, ne întoarcem la prezentare. Vorbim de comunicare. Este un proces de transfer de informație de la A la B între două entități. Proces în care o părți schimbă semne și vorbe. Schimbăm gânduri, sentimente și idei. Deci, cam ăsta e un proces de comunicare normal. Când vorbim de internet, noi acum suntem la o conferință de business, dar dacă ne gândim la internet, 90% este pentru comunicare, nu pentru business. Lumea navighează pe pagini, află informații, cetuiește, se distrează foarte mult. Business-ul este o bucățică. Nu intrați în internet cu gândul că e doar business. Înțelegeți tot ansamblu. Înțelegeți de ce majoritatea oamenilor sunt acolo să comunice. Va procenta. Este făcut de limbajul trupului. 38% al vocii. 7% mai aproape, mai... E bine așa? O să-l înghit. De obicei sunt obișnuit să vorbesc foarte tare, dar sala e lungă și nu o să pot să o fac. Și 7% de conținutul vorbelor rostite. Mergem mai departe. Creativitate. E un proces mental care implică descoperirea tot de idei și tot de concepte, asocieri între aceleași idei și aceleași concepte de care discutam anterior. Lumea crede, eu zic nejustificat, că pentru a fi creativ trebuie să ai niște abilități extraordinar de mari. Și eu zic că nu e adevărat, pentru că dacă ai abilitatea de a comunica și de a te înțelege restul lumii, ai abilitatea și să fii creativ, poți să fii un creativ, să zic, mai micuț, luând efectiv concepte și idei care le schimbi în mod normal și făcându-le, reasociindu-le. Concluzia este că dacă știți să faceți aceste asocieri, da, puteți rezolva cei 93% din partea de comunicare. Mergem mai departe, vă duc pe exemple ca să intrăm într-o zonă, să zic, între creativitate și tehnologie, să vă spun ce se pot face. Pentru fiecare din exemple există filmulețe, documentări, eu am pus adresele de internet, dacă vreți, vă pot oferi prezentarea pentru, dacă vă interesează mai mult. O putem posta și pe internet. Sigur. Și am început cu realitatea augmentată. Da? Realitatea augmentată este o nouă tehnologie.